Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu revin la ProTV, după 10 ani. Cei trei chefi vor jurați sezonului nou la Masterchef România, potrivit unui comunicat transmis de televiziune. În 2024, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu sunt cei trei jurați Masterchef România, a spus Alexandra Scesnavicius, CEO ProTV. Au trecut 12 ani de când ProTV a lansat show-ul Masterchef și a prezentat publicului român trei chefi tineri. Multe s-au întâmplat în tot acest timp Sorin. Florin și Cătălin au devenit unele dintre cele mai îndrăgite și respectate personalități TV din România, a transmis și directorul de programe Pro TV. Antoni Mangov, ce spun chefii despre revenirea la ProTV? Pentru mine, Masterchef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu. Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul Masterchef, e ca un nou început. Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu, râde, unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu, râde, a spus Bontea, pentru noi. Master înseamnă începutul, iar dacă cineva mai spera, acum înseamnă și întoarcerea. În această perioadă în care am trecut prin diverse lecții, entuziasmul de a mă întoarce acasă, acolo de unde a pornit totul, e foarte mare. Mă încearcă un sentiment de siguranță și liniște și abia aștept să-mi demonstrez mie că visul de a ajuta oamenii să descopere bucătăria nu are cum să moară, a spus Chef Florin Dumitrescu. Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă și revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut.